Holul Consulatului General al României de la New York, deci în apropiere de intrarea în faimoasa expoziție realizată sub coordonarea directoare Corina Șutel de la Institutul Tron Român, iar de la vizionarea mea de acum 3 zile și până astăzi s-au produs radicale transformări. Numai departe, uitați-vă ce poate să existe aici exponat. Disgrațios, un schelet cu organe, o păpușă cu organe genitale proeminente afară, ceva ce nu poate să îți imagineze o minte normală de om. Aici un schelet peste un orangutan, iar numai departe, discret, pe o păpușă de mânz se află o svastică. Eu n-am înțeles semnificația acestei svastice pe această jucărie. Capete de morți, reviste subvenționate de acest centru cultural cu banii cui. Și numai departe, o satiră la adresa celor de la securitate, în care cu multă măgărie spun show me your ID. Deci este ceva ce n-a văzut. Sunt reactualizări, sunt completări de desene, deci acele figuri disgrațioase care însemnau numai linii, acum au fost umplute și cu ceva culoare roșie, iar aici s-au dus completări la aceste lucrări disgrațioase și, bineînțeles, altceva care încă nu realizez ce poate fi din nebunia minților rebele acestor artiști. Cu părere de rău, trebuie să vă spun că totul constituie o disgrație și înseamnă noroi aruncat în obrazul nostru al românilor care trăim aici, acelor din țară, și noroi care împroșcă imaginea României, pentru care noi luptăm de atât amar de vreme să o schimbăm.